Deschidem împreună Sfânta Carte a lui Dumnezeu, Biblia, la paginile 1116, 1117, respectiv 1118. Vom citi întreg capitolul 7 din prima epistolă către Corinteni. Și poate cineva întreabă de ce întreg capitolul acesta. O să vedeți că toate paragrafele acestea se leagă unul de celălalt și ca o concluzie toate merg în aceeași direcție, adică în direcția subiectului predicii de astăzi. Așadar, 1 Corinteni, capitolul 7, începând cu versetul 1. Inițial am vrut să nu citesc toate versetele acestea, dar am zis pentru a avea în vedere despre ce este vorba, este bine totuși să le citim ca să putem face legătura mai bine cu ceea ce se va predica. 1 Corinteni 7, începând cu versetul 1. Cu privire la lucrurile despre care mi-a scris, eu cred că este bine ca omul să nu se atingă de femeie. Totuși, din pricina curviei, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. Bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț și tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân pe trupul lui, ci nevasta. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț, decât doar prin bună învoială pentru un timp, ca să vă îndeleniciți cu postul și cu rugăciunea, apoi să vă împreunați iarăși, ca să nu vă ispitească satana din pricina nestăpânirii voastre. Lucrul acesta îl spun ca o îngăduință, nu fac din el o poruncă. Eu aș vrea ca toți oamenii să fie ca mine, spunea Sfântul Pavel, dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui, unul într-un fel, altul într-altul. Celor neînsurați și văduvelor le spun că este bine pentru ei să rămână ca mine, dar dacă nu se pot înfrâna, să se căsătorească, pentru că este mai bine să se căsătorească decât să ardă. Celor căsătoriți le poruncesc, nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se despartă de bărbat. Dacă este despărțită, să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul ei și nici bărbatul să nu-și lasă nevasta. Despărțirea între soții credincioși și necredincioși. Celorlalți le zic eu, nu Domnul, spunea Sfântul Pavel, dacă un frate are o nevastă necredincioasă și ea voiește să trăiască înainte cu el, să nu se despartă de ea. Și dacă o femeie are un bărbat necredincios și el voiește să trăiască înainte cu ea, să nu se despartă de bărbatul ei. Căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă și nevasta necredincioasă este sfințită prin fratele. Altminte, copiii voștri ar fi necurați, pe când acum sunt sfinți. Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă. În împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu sunt legați. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Că ce știi tu, nevastă, dacă îți vei mântui bărbatul? Sau ce știi tu, bărbate, dacă îți vei mântui nevasta? Încolo, fiecare să rămână în starea în care l-a așezat Domnul și în care l-a chemat Dumnezeu. Aceasta este rânduiala pe care am așezat-o în toate bisericile. Dacă cineva a fost chemat pe când era tăiat împrejur, să rămână tăiat împrejur. Dacă cineva a fost chemat pe când era netăiat împrejur, să nu se taie împrejur. Tăierea împrejur nu este nimic și netăierea împrejur nu este nimic, ci păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Fiecare să rămână în chemarea pe care o avea când a fost chemat. Ai fost chemat când erai rob, să nu te neliniștești de lucrul acesta. Dar dacă poți ajungi slobod, folosește-te, căci robul chemat în Domnul este un slobozit al Domnului. Tot așa, cel slobod care a fost chemat este un rob al lui Hristos. Voi ați fost cumpărați cu un preț, nu vă faceți dar robi oamenilor. Fiecare, fraților, să rămână cu Dumnezeu în starea în care era când a fost chemat. Că despre fecioare, n-am o poruncă din partea Domnului. Le dau un sfat, însă un sfat ca unul care am căpătat de la Domnul harul să fiu vrednic de crezare. Iată dar ce cred eu că este bine, având în vedere strâmtorarea de acum. Este bine pentru fiecare să rămână așa cum este. Ești legat de o nevastă, nu căuta să fii dezlegat. Nu ești legat de o nevastă, nu căuta nevastă.
Însă dacă te însori, nu păcătuiești. Dacă fecioara se mărită, nu păcătuiește. Dar ființele acestea vor avea necazuri pământești și eu aș vrea să vi le cruț. Iată ce vreau să spun, fraților. De acum vremea s-a scurtat. Spun lucrul acesta pentru ca cei ce au neveste să fie ca și cum n-ar avea. Cei ce plâng ca și cum n-ar plânge. Cei ce se bucură ca și cum nu s-ar bucura. Cei ce cumpără ca și cum n-ar stăpâni. Cei ce se folosesc de lumea aceasta ca și cum nu s-ar folosi de ea. Căci chipul lumii acesteia trece. Dar eu aș vrea ca voi să fiți fără griji. Cine nu este însurat se îngrijește de lucrurile Domnului. Cum ar putea să placă Domnului? Dar cine este însurat se îngrijește de lucrurile lumii. Cum să placă nevestei? Tot așa între femeia măritată și fecioară este o deosebire. Cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului ca să fie sfântă și cu trupul și cu duhul. Iar cea măritată se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă bărbatului ei. Vă spun lucrul acesta pentru binele vostru, nu ca să vă prind într-un laț, ci pentru ceea ce este frumos și ca să puteți sluji Domnului fără piedici. Dacă crede cineva că este rușinos pentru fata lui să treacă de floarea vârstei și nevoia cere așa, să facă ce vrea, nu păcătuiește să se mărite. Dar cine a luat o hotărâre tare și nu este nevoit, ci este slobos să lucreze cum vrea și a hotărât în inima lui să-și păstreze pe fiica sa fecioară, face bine. Astfel, cine își mărită fata, bine face și cine nu o mărită, mai bine face. O femeie măritată este legată de lege câtă vreme îi trăiește bărbatul, dar dacă îi moare bărbatul, este slobodă să se mărite cu cine vrea, numai în Domnul. Dar, după părerea mea, va fi mai fericită dacă rămâne așa cum este. Și cred că și eu am Duhul lui Dumnezeu, spunea Sfântul Pavel. Amin. Aș vrea să plecăm capetele și să-mi îngădui să mă rog, deoarece este un text și lung și delicat și avem nevoie de inspirații de la Domnul. Tatăl nostru din ceruri, mulțumim pentru dimineața aceasta, mulțumim pentru Duhul Tău cel Sfânt, mulțumim, Doamne, pentru momentele de părtășie la oaltă din casa de rugăciune, Te rugăm să ne binecuvântezi, Doamne. Lasă Duhul Tău cel Sfânt peste noi, Doamne. Lasă călăuzire, Doamne, în cuvântul care va fi predicat. Vrem, Doamne, să înțelegem pasajul acesta biblic. Vrem să înțelegem ceea ce aștepți de la noi, atât de la cei căsătoriți, cât și de la cei necăsătoriți. Doamne, lasă Duhul Tău să aducă lumină, Doamne. Lasă puterea Ta, Doamne, peste adunare. Ești Cel ce ne poți înviora. Ești Cel ce ne poți vorbi. Ești Cel ce ne poți cerceta. Ești Cel ce ne poți edifica. Ești Cel ce ne poți ieși înainte. Poți întări pe cel slab. Poți înviora pe cel care are nevoie de înviorare. Doamne, Tu ești Cel de care avem nevoie să ne vorbești. Și Te rugăm, Doamne, fă ca mesajul din această zi să fie explicit. Să nu mai avem nevoie de alte explicații, de alte întrebări. Să învățăm, Doamne, ceea ce trebuie să facem și să putem, Doamne, urma planul Tău cu privire la viața noastră. Îți mulțumesc frumos că m-ai ascultat, fiindcă m-am rugat în numele Mântuitorului prea iubit a Domnului Iisus Hristos. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. În predica de astăzi ne vom ocupa de cele 40 de versete din 1 Corinteni, capitolul 7. Înainte de a porni la drum în predica noastră, aș vrea să-mi îngăduiți următoarea întrebare. Ce ziceți dumneavoastră, un text biblic din 40 de versete este lung sau este scurt? Ce părere aveți? Ce ați răspunde la o asemenea întrebare? Răspunsul cred că ar fi următorul. Un text destul de lung. Cineva spunea în felul următor, dacă compari 1 Corinteni, capitolul 7, care e din 40 de versete, cu psalmul 119, cum credeți că este 1 Corinteni 7? Lung sau scurt? Scurt.
Dar dacă compari același text, 1 Corinteni, capitolul 7, cu psalmul 117, cum credeți că este de data aceasta 1 Corinteni 7? Scurs sau lung? Lung. Acum, răspunsul nostru cred că este acesta. 1 Corinteni, capitolul 7, este un pasaj destul de lung și rețineți. Și este și destul de greu. Dar nu imposibil de explicat și nu imposibil de trăit, adică de aplicat. Acum, dacă 1 Corinteni, capitolul 7, este destul de lung din perspectiva noastră pământească, cum credeți că va fi predica de astăzi? Scurtă sau lungă? Ce ziceți? Nu v-am întrebat cum ați vrea să fie. V-am întrebat cum credeți că o să fie, scurtă sau lungă? Răspunsul este următorul. Nu pot să vă spun nici că va fi scurtă, nici că va fi lungă predica de astăzi. Ce pot să vă spun e că îmi doresc ca mesajul predicii de astăzi să fie unul eficient. Iar o predică eficientă nu depinde de durata ei, că e mai lungă sau e mai scurtă, ci o predică eficientă depinde în primul și în primul rând de conținutul ei. Și ne rugăm peste conținutul predicii de astăzi să fie Duhul Sfânt prezent. Vreau să vă spun încă din introducere că predica din această zi este atât pentru cei căsătoriți, cât și pentru cei necăsătoriți și are următorul titlu. Ce trebuie să știi dacă ești căsătorit sau necăsătorit? Mai repet o dată. Ce trebuie să știi dacă ești căsătorit sau necăsătorit? Oarecum am putea spune în această zi că mesajul de astăzi din 1 Corinteni, capitolul 6, ne cuprinde pe toți. 1 Corinteni, capitolul 7, vreau să știți, este împărțit în trei părți. Primele 16 versete se adresează celor căsătoriți, celor care au o familie. Ultimile 16 versete se adresează în mod expres celor necăsătoriți. Nu e așa că e interesant când Dumnezeu a inspirat Biblia? 16 versete pentru cei căsătoriți, 16 versete pentru cei necăsătoriți. Iar în partea din mijloc este un principiu așezat de Sfântul Apostol Pavel, tocmai de aceea am citit tot pasajul acesta, care este valabil, principiul acesta, atât pentru cei căsătoriți, cât și pentru cei necăsătoriți. Și de la principiul acesta așezat în centru pasajului nostru, aș dori să pornim în predica de astăzi și în jurul acestui principiu aș vrea să construim întreg mesajul. Știți care e principiul lui Pavel? De aici din 1 Corinteni, capitolul 7, vă rog să rețineți, credincioșia față de Dumnezeu nu depinde de condiția socială, nu depinde de statutul social și nici de circumstanțele vieții acesteia. Aș vrea să-mi fie îngăduit să mai repet odată acest principiu. Credincioșia față de Dumnezeu nu depinde de condiția socială a cuiva, nu depinde de statutul social al cuiva și nici de circumstanțele vieții acesteia. Pentru a susține ideea aceasta, Sfântul Pavel vine înaintea noastră și a credincioșilor din Corint cu următorul argument, și anume, Dumnezeu este Cel care cheamă oameni din toate situațiile vieții, din toate condițiile și din toate nivelele societății. Aceasta o face Dumnezeu. Din toate situațiile vieții, din toate condițiile și din toate nivelele societății, Dumnezeu este Cel ce cheamă oameni să-L urmeze și să-L slujească. Pavel zice așa. Ai fost chemat la mântuire când erai tăiat împrejur? Nu-ți fă niciun fel de griji. Ama nu trebuie să ai temeri. Poți oare să-L slujești pe Dumnezeu? Poți să-L urmezi pe El? Nu-ți fă griji din punctul acesta de vedere.
Nu-i nicio problemă, zice Pavel, dacă ai fost chemat la mântuire să-L urmezi pe Dumnezeu când erai tăiat împrejur, tu poți, zice Pavel, să-L urmezi și să-L slujești pe Hristos. Sau zice Sfântul Pavel, ai fost chemat la mântuire pe când erai netăiat împrejur? Nu-i nicio problemă în a fi credincios lui Dumnezeu sau credincioasă. Adică credincios, mă iertați, credincios lui Dumnezeu, nu-i nicio problemă în privința aceasta? Sau dacă te-a chemat Dumnezeu la El, când erai rob, erai sclav, zice Sfântul Pavel, dacă poți să te eliberezi, să fii liber, să nu mai fii sclav, folosește prilejul acesta, dar dacă trebuie să rămâi pe mai departe sclav, nu-i nicio problemă, zice Pavel, poți și în condiția asta socială să slujești lui Dumnezeu. Pavel zice, nu e obligatoriu să fii liber. Dar dacă poți să devii din sclav liber, e bine. Dar dacă nu se poate, se adresa credincioșilor de atunci. Mulți dintre ei erau categoria robilor, a sclavilor. Și chiar și în categoria aceasta poți să slujești lui Dumnezeu. Sau unui sărac, altui bogat. Nici de statutul social nu depinde urmarea lui Dumnezeu și credincioșia față de El. Sau unul este căsătorit, altul este necăsătorit. Cineva este poate văduv, altul într-o altă condiție a statutului social. Ideea e următoarea, un credincios trebuie să știe că el poate trăi pentru Hristos chiar dacă se află în cea mai teribilă condiție a vieții, condiția de sclav, adică de rob, condiția cea mai de jos. Știți că în vremea Sfântului Pavel, mulți dintre cei care se întorceau la Domnul erau din categoria sclavilor. Acelor care au fost robi. Timpul sclavului cui aparținea, vă întreb? Aparținea în totalitate stăpânului său. Sclavul nu putea să facă ce vrea, să se ducă unde vrea. De aceea, sclavii din perioada respectivă care se întorceau la Domnul, nu puteau să meargă la biserică cum își doreau ei. Domnule, duminică, zicem noi, nu actualmente, duminică e slujba la biserică de la ora 9 dimineața sau de la orele 18 după amiaza. Mergem și noi să ne închinăm împreună cu biserica lui Dumnezeu. Sclavii nu puteau să facă lucrul acesta, erau la îndemâna stăpânilor lor. Dar zice Sfântul Pavel, chiar dacă n-ai libertatea să mergi la biserică, să te închini împreună cu biserică, în condiția ta socială, tu poți să fii credincios lui Dumnezeu. Și știți de ce? Auziți puterea argumentului lui Pavel. Voi, toți, toate aceste categorii, ați fost cumpărați cu un preț. Și prețul ăsta a fost un preț de sânge. A fost plătit de Domnul Iisus Hristos. Iar în Hristos, zice Pavel, are libertate și omul liber și sclavul. În Hristos are libertate și bogatul și săracul. În Hristos are libertate și celibatarul și cel căsătorit. Și cel care încă n-a ajuns la vârsta căsătoriei. Așadar, oriunde s-ar afla cel credincios, oricare ar fi starea și soarta lui în viață, vocația și condiția lui socială, în pofida lor, vestea bună aceasta, el poate să slujească lui Dumnezeu și să-L urmeze pe Dumnezeu. Nu, ce ziceți de vestea aceasta? Că indiferent de condiția socială, de statutul social, de împrejurările vieții, noi putem să fim credincioși lui Dumnezeu. Că aud pe mulți care zic, Doamne, nu se poate. Greu în zilele astea, 2024, să fii credincios lui Dumnezeu. Să te apropii de Dumnezeu și să-L cauți sincer. E greu, i-aud pe mulți spunând. Pavel zice, și erau vremuri mult mai delicate ca și astăzi, el ne transmite acest mesaj, se poate!
Și am avut un argument chiar în cadrul întâlnirii de vineri seara. Tată a 13 copii, toți pe calea lui Dumnezeu, implicat în lucrarea de slujire, dirijor de vreo 15 ani, se ocupă de mai multe coruri din zona dânsului. Mi-a scăpat un detaliu vineri seara, dar s-a spus aici, de curând s-a mutat la casa lui, fratele acesta. Vedeți? Dumnezeu n-a lăsat niciodată pe cel neprihănit. Dumnezeu a purtat de grijă întotdeauna. Dar Dumnezeu ne mai spune ceva. El ne va ajuta, indiferent de condiția vieții, să putem să rămânem credincioși. În contextul acestui adevăr așezat de Pavel aici în 1 Corinteni, capitolul 7, în cadrul acestui principiu, întrebarea este următoarea. Ce trebuie să știi dacă ești căsătorit sau necăsătorit? Mai întâi aș vrea să-mi îngăduiți câteva lucruri pentru cei căsătoriți, pentru noi care suntem familiști. Primul mare adevăr, căsătoria mărește responsabilitățile și limitează drepturile și libertățile. Căsătoria mărește responsabilitățile și limitează drepturile și libertățile. Știu că nu prea sunteți de acord cu ceea ce am afirmat sau nu ați vrea să fie așa. Însă realitatea este întocmai. Asta ne spune Sfântul Pavel. Căsătoria ne mărește responsabilitățile și auziți, ne scade drepturile și libertățile. Haideți să citim, să ne convingem că este așa după cum am afirmat. Versetele 3, 4 și 5. Bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț și tot așa să facă și nevasta față de soț, adică de bărbatul ei. Versetul 4. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân pe trupul lui, ci nevasta. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț, decât prin bună învoială pentru un timp, ca să vă îndelemniciți cu postul și rugăciunea, apoi să vă împreunați iarăși, ca să nu vă ispitească satana din pricina nestăpânirii voastre. Ce vrea să spună Sfântul Pavel aici? Pavel nu spune că ea căsătoria în sine este rea sau este un lucru greșit. Nu asta vrea să spună Pavel. Ideea Sfântului Apostol este următoarea. Odată ce ai acceptat să te căsătorești, ai acceptat de bună voie ca o parte din drepturi și din libertăți să ți le limitezi. Sau unele chiar de tot. Să le limitezi complet. Ai acceptat de asemenea, zice Sfântul Pavel, nesilit de nimeni, neobligat de altcineva, ci de bunăvoie, să îți asumi anumite responsabilități odată intrat în viața de familie, căsătorindu-te. Iar acum știi ce zice Pavel? Ce trebuie să facem cu responsabilitățile? Să le împlinim. Să le achităm. Apropo, să vă dau un exemplu. Când eram necăsătoriți, și gândiți-vă și dumneavoastră, care sunteți căsătoriți, dar la momentul în care erați necăsătoriți, nu trebuia să dăm socoteală nimănui. Ce facem cu timpul nostru, cu banii noștri, cum ne programăm agenda, singurul căruia trebuia să-i dăm socoteală era cine? Dumnezeu. Uneori, hai să fim sinceri, nici la părinți nu vream să le dăm socoteală. Sunteți de acord? Eram liber, erai liber, te duceai unde vrei, făceai ce vrei cu banii care îi aveai la momentul respectiv. În schimb, după ce m-am căsătorit, nu mai pot să fac ce vreau eu. Acest ce vreau eu devine limitat. Pentru că, trebuie să fim sinceri, ca bărbați căsătoriți avem anumite responsabilități și viceversa este valabilă. Odată ce ne-am căsătorit, noi știm că avem anumite responsabilități. Mai întâi unul față de celălalt și apoi față de copiii cu care ne-a binecuvântat Dumnezeu. Iar principiul lui Pavel este acesta. Căsătoria, oameni buni, limitează drepturile și libertățile și, în schimb, mărește
responsabilitățile. Gândiți-vă numai la următor aspect, după ce am devenit tați sau după ce ați devenit mame. Nu mai poți să mergi când vrei de acasă, unde vrei, să vii la ce oră vrei, fără să dai socoteală nimănui, fără să comunici. Nu mai poți să faci ca soț ce vrei cu banii tăi, nu mai poți să faci ca soție ce vrei cu banii tăi. De asemenea, nu mai pot să iau abstinență de la viața intimă din cadrul familiei când vreau eu sau când am eu chef. Deoarece m-am căsătorit. Deoarece a ales să te căsătorești. Am renunțat la drepturile depline, zice Sfântul Pavel, asupra trupului meu. De aceea, îndeplinirea responsabilităților ce decurg din statutul de om căsătorit sunt determinante, zice Sfântul Pavel, pentru o slujire eficientă a lui Dumnezeu. Adică, zice Sfântul Pavel, dacă luăm capitolul acesta în întregime și în contextul cărții 1 Corinteni, cine vrea să slujească eficient lui Dumnezeu, trebuie să se achite de responsabilitățile ce decurg din viața de familie. Altfel, n-ai cum să depui o slujire eficientă pentru Dumnezeu. Legat de partea de intimitate dintr-un soț și o soție, aș vrea să-mi îngăduiți să spun câteva lucruri fără a fi indecent și fără a intra în prea multe detalii. Vreau doar să fiu explicit. Știți că multe căsătorii s-au destrămat și au ajuns unde au ajuns tocmai din cauza acestui aspect sau din cauza unor abuzuri pe direcția aceasta legate de intimitate. Pavel spune foarte clar, din momentul în care te-ai căsătorit, nu mai ești stăpân pe trupul tău, ci de bună voie ai renunțat la dreptul de proprietate de a fi singur proprietar asupra trupului tău. Din momentul căsătoriei am devenit coproprietar pe trupul nostru și coproprietar pe trupul celuilalt. Așa că trupurile nu mai aparțin unuia. În urma căsătoriei, trupurile aparțin ambilor, atât soțului cât și soției. De aceea n-ai drept în viața intimă să hotărăști singur sau singură ce faci, cum faci, să te scuzi, n-am chef. Sunt prea obosit, sunt prea ocupat, am alte priorități, n-am timp acum, las că o să fie săptămâna viitoare, las că o să fie peste o lună și nu vreau să intru în foarte multe amănunte. Dumneavoastră pricepeți la ce mă refer. Știți că există doar două excepții prezentate de Sfântul Pavel pentru abstinență de la relația intimă în cadrul familiei. Mai întâi sunt situațiile normale. Le-am numit așa pentru că avem și copii cu noi și tineri. Oricum în lumea asta a internetului și în lumea în care noi trăim, copii de câțiva anișori poate știu mult mai multe lucruri ca și nu vreau să mai intru în alte amănunte. Există doar două excepții în cadrul căsătoriei de la partea asta de intimitate. Mai întâi sunt situațiile normale, adică cazurile de boală, dacă se întâmplă soțul să fie bolnav sau soția, sau poate amândoi, hai să vă aduc aminte doar de perioada de pandemie. Sau când femeia este la puncte-puncte. Asta e o situație normală. A doua excepție, zice Sfântul Pavel, este îndelenicirea celor doi cu postul și cu rugăciunea. Excepție cu care atât soțul cât și soția trebuie să cadă de acord și pentru, rețineți, un timp limitat. Aici trebuie să fie bună învoială. Ce faci într-o situație în care ea e pocăită, el e necredincios? O să ajungem imediat la aspectul acesta sau viceversa.
Zice Pavel, lucrul acesta trebuie să se întâmple cu bună învoială, adică să cadă amândoi de acord și pentru un timp limitat. Scopul este consolidarea relației cu Dumnezeu și obișnuirea celor doi, cu postul și cu rugăciunea. În rest, relația intimă între un soț și o soție este o responsabilitate reciprocă și totodată, zice Sfântul Pavel, este o responsabilitate regulată. Altfel, vorba lui Pavel, Satana se va băga în relația aceea și va căuta ce să facă diavolul. Să le dea mai multă fericire, să le dea mai mulți bani, să le facă viața roșii cerul senin celor doi și o să se bucure de viața de familie de numai cei doi împreună, nici vorbă! Diavolul, zice Satan, zice Pavel, diavolul, Satana, va încerca să distrugă relația aceea de familie. De aceea am o sugestie, puteți lua și ca un sfat lucrul acesta, evitați situațiile în care să stați departe pentru o perioadă mai lungă de timp unul de celălalt. Nu odată mi s-a povestit din alte părți din țară. Nu odată. El pleca la muncă prin diaspora, ea a rămas în țară cu copiii. Sau viceversa. Ea a plecat pe nu știu unde, el a rămas în țară. Domnule, serviciu unuia foarte bun în țară, n-ar fi renunțat la el, ea s-ar fi dus sau el s-ar fi dus în străinătate. Și de acolo, relația aceea s-a fărâmițat și s-a ales. Și apoi bilete în față trimis să ne rugăm pentru, să postim pentru. Pavel zice că ei ar fi trebuit să se roage și să postească, ca să-și consolideze relația cu Dumnezeu. A să fie tar împotriva ispitelor și a luptelor care vin. Știți, e o vorbă în popor. Ochii care nu se văse, și dacă el e plecat cu lunile sau cu anii în străinătate, vă spun ceva astăzi în termeni actuali, dragostea nu se șăruiește. Nu poți să întreții o relație de familie online. Domnule, zice, trăim în lumea tehnologiei, ne auzim la telefon, vorbim pe video, pe WhatsApp, povești. Dragostea trebuie împărtășită. Relația de familie trebuie întreținută. Nu poți, mai subliniez o dată, șărui dragostea. Șer dai pe... la poze. Un alt lucru ce vreau să-l împărtășesc cu cei căsătoriți, merg foarte repede, este următorul. Trebuie neapărat să-l spun. Pentru copiii Domnului, zice Sfântul Pavel, căsătoria este pe viață, iar divorțul este interzis. Pentru copiii lui Dumnezeu, căsătoria este pe viață, iar divorțul este interzis. Nimeni nu se poate scuza spunând, Domnule, când m-am căsătorit cu băiatul cu tare, am fost așa de naivă. Nu mi-am dat seama, Domnule, ce fel de băiat e, ce poate să aibă în mintea lui. Sau când m-am căsătorit cu fata cu tare, chiar am auzit pe unul dată, zic, bă, așa prostuț am fost. Nu pot să mă scuz în modul acesta și să spun că acum îmi pare rău, iar dacă aș divorța, să zic, aș fi mai credincios lui Dumnezeu și aș sluji mai eficient lui Dumnezeu. Pavel zice, nu se poate una ca asta. Nu se poate. Divorțul nu poate fi invocat ca o scuză pentru a sluji mai bine sau mai deplin lui Dumnezeu sau pentru a fi mai credincios sau mai credincioasă Domnului. Apostolul Pavel zice așa, vă citesc, celor căsătoriți le poruncesc nu eu, ci Domnul să nu se despartă. Odată căsătorit, cu alte cuvinte, zice Sfântul Apostol Pavel, până la moarte căsătorit. Între credincioși nu există motiv de divorț, iar dacă se întâmplă ca nevasta să divorțeze de soțul ei, fără a se specifica motivul, ne spune Sfântul Pavel, Pavel zice soluția nu e recăsătorirea,
acelei femei cu un alt bărbat și soluția este împăcarea cu bărbatul ei. Iar dacă nu se împacă, știți ce zice Pavel? Să rămână cum? Nemăritată. Iată ce spune el. Dacă este despărțită, să rămână nemăritată. Sau să se împace cu bărbatul ei. Asta zice Pavel în versetul 11. Să știți că divorțul nu apare din dorința de a sluji mai bine lui Dumnezeu sau mai eficient lui Dumnezeu sau de a fi mai credincios sau mai credincioasă Domnului, ci divorțul vine, spune Domnul Iisus Hristos. Știți din ce motiv? Au fost unii în perioada când Domnul Iisus Hristos a fost pe pământ, au căutat și ei să găsească o portiță pe latura asta. Și Domnul Iisus le atrage atenția și a zis, bă, oameni buni, divorțul a apărut din cauza împietririi inimii omului. Ăsta e adevăratul motiv a divorțului. Împietrirea inimii a unuia sau a celuilalt. Sau sunt și situații excepționale când a ambilor. Li s-a împietrit inima. Pavel prezintă totuși o excepție în textul nostru. Și trebuie să predicăm adevărul până la capăt. El zice așa. Dacă cei doi când s-au căsătorit, amândoi au fost necredincioși, adică neîntoși la Dumnezeu, iar între timp, unul din parteneri s-a pocăit, s-a convertit, iar partenerul care a rămas necredincios mai departe, nu vrea să mai continue în acea relație cu celălalt care s-a pocăit între timp, are libertatea să decidă ce va face. Să rămână în acea relație sau să divorțeze. Însă partenerul neconvertit este cel care trebuie să decidă, nu cel care s-a pocăit. Pavel zice, nicio excepție, în nicio situație, chiar dacă e cazul de așa natură, când s-au căsătorit, au fost amândoi neconvertiți, între timp unul s-a pocăit, celălalt a rămas neconvertit, zice, nicio excepție, nu cumva cel care s-a convertit să ia inițiativa divorțului și să se despartă. Însă, dacă unul s-a pocăit și celălalt a rămas neconvertit, neîntors la Domnul, și cel neconvertit vrea să trăiască mai departe cu cel care s-a convertit, cu persoana care s-a pocăit, Pavel zice să rămână împreună. Și auziți ce întrebări retorice pune Pavel în versetul 16. Căsești tu, nevastă, dacă îți vei mântui bărbatul? Sau ce știi tu, bărbate, dacă îți vei mântui nevasta? Așadar, concluzia concluziilor, cel credincios în nicio situație n-ar trebui să găsească vreo scuză, vreun motiv pentru a divorța de partenerul de viață, de căsătorie. Care sunt lecțiile de viață pentru cei căsătoriți? Trei lecții ne prezintă Sfântul Pavel aici. Prima, căsătoria mărește responsabilitățile și limitează drepturile și libertățile. 2. Pentru copiii lui Dumnezeu căsătoria este pe viață, iar divorțul este interzis. Și 3. Dacă partenerul neconvertit, soțul sau soția, nu vrea să trăiască mai departe cu partenerul de viață care între timp s-a întors la Dumnezeu, în cazul acesta, zice Sfântul Pavel, divorțul este o excepție. Și acum, în partea din urma mesajului, aș vrea să-mi îngăduiți să spun ceva și celor necăsătoriți. Ce trebuie să știi dacă ești necăsătorit sau necăsătorită? Versetul 32. Cine nu este însurat se îngrijește de lucrurile Domnului. Cum ar putea să placă Domnului? Versetul 34, partea B. Cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului ca să fie sfântă și cu trupul și cu duhul. Cei necăsătoriți trebuie să aibă, zice Sfântul Pavel, două preocupări majore în viață până ajuns să se căsătorească. Prima preocupare este să trăiască o viață plăcută lui Dumnezeu. Ce înseamnă viață plăcută? Zice Sfântul Pavel aici, o viață de trăire în sfințenie, atât la nivel de trup, cât și la nivel de duh, atât în interior, cât și în exterior,
cu alte cuvinte, a trăi ca tineri necăsătoriți, o viață plăcută Domnului înseamnă o viață separată de păcat, o viață curată pentru Dumnezeu, o viață care este pusă deoparte pentru Dumnezeu. Cu alte cuvinte, celor necăsătoriți, Sfântul Pavel le cere în primul rând să trăiască o viață consacrată pentru Dumnezeu. Dar știți că Pavel zice că cei necăsătoriți mai trebuie să aibă o preocupare majoră? Și anume, pe lângă trăirea asta separată de rău, de păcat, cei necăsătoriți, zice Sfântul Pavel, trebuie să aibă ca scop a vieții lor slujirea lui Dumnezeu. Cine este nensurat se îngrijește de? Păi frate, cum să dai responsabilități de slujire celor necăsătoriți? Cum cei necăsătoriți să îngrijească de lucrurile Domnului? Nu e așa că uneori ni se va, wow! Noi, necăsătorite sau necăsătorite, să îngrijească de lucrurile Domnului. Scopul, zice Sfântul Pavel, este slujirea lui Dumnezeu, nu căsătoria. Căsătoria este un mijloc, nu un scop. De aceea focusul când sunt necăsătorit, mă adresez celor necăsătoriți, nu trebuie să fie cu cine să se mărite sau cu cine să se însoare. Căsătoria nu e un scop. Sfântul Pavel zice că căsătoria e un mijloc. Scopul este urmarea și slujirea lui Dumnezeu. Ba mai mult, vreau să rețineți următorul detaliu. Știți că 25% din textul nostru, adică din cele 40 de versete, cât e 25%? Câte versete? 10 versete. Știți ce ne spun cele 10 versete? Că poți să slujești mai deplin și mai eficient lui Dumnezeu atunci când ești necăsătorit. 25% din textul nostru de astăzi ne transmite adevărul acesta. Cât ești necăsătorit, cât ești necăsătorit, poți să slujești mai bine, mai eficient, mai deplin lui Dumnezeu. Aș vrea să închei. Am auzit întâmplarea aceasta și am căutat-o, după ce am auzit-o într-o predică, am căutat-o să o am în detaliu. Ignațiu de Loyola, fondatorul Societății lui Iisus, omul ăsta a trăit între anii 1491-1556, într-una din scrierile lui, n-am să mai dau denumirea acestei scrieri, relata următoarele, vă citesc. În orice alegere bună, atât cât ține de noi, ochiul intenției noastre trebuie să fie simplu, privind numai și numai la menirea pentru care am fost creați, și anume, pentru lauda lui Dumnezeu Domnul nostru și mântuirea sufletului nostru. Și astfel, orice aș alege, trebuie să fie de ajutor pentru a împlini menirea pentru care am fost creat, fără a orândui și a trage scopul spre mijloc, ci mijlocul spre scop. Așa cum se întâmplă că mulți aleg cum să se căsătorească, ceea ce este un mijloc, și mai apoi cum să slujească lui Dumnezeu, Domnul nostru în căsătorie. Slujirea lui Dumnezeu care nu este scop, ci este mijloc. Căsătoria, dragi tineri, mă adresez vouă care sunteți necăsătoriți, nu este scop. Căsătoria este mijloc. Scopul este urmarea și slujirea lui Dumnezeu. Și Pavel zice așa, căsătoria nu este obligatorie, este opțională. Dar dacă te căsătorești, zice Sfântul Pavel, nu greșești cu nimic. În schimb, slujirea lui Dumnezeu nu este o opțiune. A, vreau să fiu mântuit sau mântuită. Foarte bine. Foarte bine. Dar știți că slujirea e legată de cel care este mântuit. Nu poți să fii mântuit și să nu slujești lui Dumnezeu. E nonsens. A, zice cineva,
Dacă vreau, slujez lui Dumnezeu, iar dacă nu vreau, mă mai gândesc, o-i vedea ce-o-i face. Zice Sfântul Apostol Pavel, așa ceva nu se poate, nu intră în calcul. În concluzie, scopul atât a celor căsătoriți cât și a celor necăsătoriți trebuie să fie urmarea și slujirea lui Dumnezeu. Restul, căsătoria, cariera, profesia, afacerea, sunt mijloace și nu scop. Și acum hai să vă zic una tare în concluzie. Știți de unde ne decurge nouă adevărata împlinire în viață? Din căsătorie? E bine că ne-am căsătorit, e frumos. Spun celor care nu s-au căsătorit, e tare frumos și bine, dacă puteți, la momentul potrivit, căsătoriți-vă. Însă, Pavel concluzionează și zice așa, oameni buni, adevărata împlinire în viața asta, adevărata fericire, nu decurge nici din afacere, nici din carieră, nici din căsătorie, ci dintr-un singur lucru. Aici e secretul. Din urmarea și slujirea cât mai eficientă a lui Dumnezeu. Păi vă mirați de ce în atâtea căsătorii, atâtea probleme auzi în lumea asta întreagă. Domnule, el a avut bani, eu a avut bani, case de lux, și-au permis vacanțe, slujbe ca lor, domenii de activitate, nu vreau să mai intru în detalii, că e timpul înaintat, și auzi de divorț, auzi că el și-a bătut nevasta, auzi că ea a ajuns în spital, mai vezi și fotografii, și filmări în media, și zici, cum se poate una ca asta, că a avut totul la cheremul lor, la picioare? Pavel zice, se poate, oameni buni, nu căsătoria aduce adevărata împlinire în viață. Și nici celibat, dacă ești celibatar. Nu asta te face să fii fericit sau fericit. Ci adevărata împlinire o dă Dumnezeu celor care îl urmează pe el sincer și îl slujesc cât mai eficient. Doamne, ajută-ne să slujim din toată inima. Din toată inima. Haideți să stăm într-un duh de cercetare, urmează să stăm la masa Domnului și să ne rugăm, Doamne, ajută-ne să te urmăm sincer până la capăt, să slujim Ție din toată inima, cu maximă eficiență. Și, Doamne, indiferent de condiția socială, indiferent de statutul social, îți mulțumim, Doamne, că ne-ai vorbit, că noi putem să fim credincioși Ție. Și asta ne dorim. Iar restul, împlinirea în viață, atât necăsătoriți cât și celor căsătoriți, o va da Dumnezeu celor ce își fac partea lor. Doamne, să fie slăvit numele Tău. Amin.